Salut! Mă cheamă Eusebiu. Am 17 ani și mă plictisesc. La un moment dat eram în oraș și... nu știu, căutam și afișe, chestii care să mă scoată din plictisare și am găsit la un moment dat o chestie. Și am citit ceva cu Europa la liceu, cu nu știu ce... Și m-am gândit, frate, hai să văd despre ce e vorba, știi? Și citesc eu acolo ce ai de făcut, trebuie să filmezi ceva european, nu e neapărat nevoie să filmezi un așa, un fel de este o expoziție care se pare european valabilă, sau poate să fie cu ochii din EU, cum particip în VV Europa, așa, îi faci echipă de colegi de jos, iPod, iPod, frate, mi-am zis. Și am văzut că trebuie să filmezi ceva european. Și mi s-a părut foarte bizară chestia asta, trebuie să filmez ceva european. Și am început să mă gândesc ce înseamnă de fapt european, știi? Adică, mie așa mi s-a spus la grădiniță, parcă, că ne aflăm în Europa. Ok, și am văzut că practic nu prea am înțeles cam ce trebuie să fac, dar mi s-a părut totuși o chestie interesantă și... m-am zis, frate, ce să filmez, ce să fac, care, ce idee să am? Și cred că m-am chinuit mult timp, multe zile. Am scotocit creierii să găsesc o idee, să fac ceva. Și domnule, absolut nimic nu venea, domnule. Și m-am gândit, ce pot eu să filmez care să fie european, domnule? Și după aia am început să caut pur și simplu ce înseamnă Europa. Mi-am imaginat că o văd pe Europa în zare și că mă îndrept spre ea ca să aflu de fapt ce înseamnă Europa. Să-mi dau seama acest cuvânt ce vrea să spună. Și m-am apropiat din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Iar atunci când am intrat, mi-am dat seama de un lucru. Fraților, noi suntem europeni cu toții. Așa ne-am născut. Suntem europeni de când ne știm, din momentul în care am fost creați, noi suntem europeni. Și nu sunt cu nimic mai europeni ceilalți decât noi. Așa că m-am gândit ce să filmez eu mai european. Mi s-a întâmplat să dau peste câțiva oameni care mi s-au părut cu adevărat europeni. Numesc Ciobanu Tanța și mă simt europeană. Mă numesc Ionita Cezar și mă simt european. Noi suntem doi berișori, Amaran de Angelic și Amaran de Cătălin. Și ne simțim foarte bine în Europa. Iar eu aș vrea să ajungem europeni.